Începe Republica azi, ediție electorală, doamnelor și domnilor, mai avem practic două zile, mă rog, exceptând de ce a mai rămas în această zi, până la ziua alegerilor. Practic ultima sută de metri a campaniei electorale și, bineînțeles, a posibilității ca toți candidații să vină în fața electoratului cu ultimele informații pe care vor să le înmagazineze cei care vor merge să pună ștampila pe buletinele de vot așa cum consideră necesar. E bine, și în rândul televiziunilor se încheie campania mâine dimineață la ora 7. Practic aceasta este ultima ediție și de la ora 20 la A Patra Putere, împreună cu Marius Visarion și Marius Marinescu, ne vedem pentru o dezbatere a jurnaliștilor cu privire la toată această perioadă. E bine, vrem să vedem care sunt ultimele idei pe care le lansăm în spațiul public pentru electorat și pentru oamenii care vor schimbare cu siguranță și vor să aducă, fie că vorbim la primărie, consilii locale și județene sau la Consiliul Județean, acei oameni capabili să producă schimbări sau să aducă noi proiecte de care oamenii cu siguranță au nevoie. Au venit alături de mine în platou domnul Paul Palaș, candidat la Consiliul Local Ploiești din partea PSD. Mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, domnule Cristin Georgescu. Și alături de domnia sa, domnul Gheorghe Sârbu, candidat la Consiliul Local Ploiești din partea PSD. Mulțumesc și dumneavoastră că ați ajuns. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Suntem pe ultima 100 de metri și chiar pe ultima 100 de metri, noi spunem asta încă de la începutul săptămânii. Domnule Paul Palaș, ce trebuie să înțeleagă oamenii în această fază și cum arată chiar și în acest moment campania electorală? Domnule Cristin Georgescu, consider că oamenii trebuie să fie corect informați în ceea ce privește administrarea acestui oraș, ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani, de ce nu s-au întâmplat niște lucruri și ce dorim să facem în următorii 4 ani de zile și în același timp, de ce nu, unde putem fi găsiți de cei care vor să ne voteze. Este important să explicăm oamenilor aceste lucruri, astfel încât la rândul lor alegătorii să fie foarte bine informați și să voteze în cunoștință de cauză atunci când merg la urnele de vot. Este important, de altfel, așa cum spuneați, mi s-a părut interesantă remarca pe care ați făcut-o, să știe unde să ne găsească, nu doar în perioada campaniei, ci oricând, pentru că, practic, ați mers door-to-door, din loc în loc și ați transmis mesajul candidaților al formațiunii politice și ceea ce vreți exact să faceți, că oamenii asta vor să afle până la urmă. Domnule Gheorghe Sârbu, o perioadă încrâncenată, dacă am putea spune așa, o perioadă în care încă mai au aleși la dispoziție oportunitatea de a vorbi cu oamenii, oamenii din Ploiești, oamenii din Prahova, oamenii din locurile astea unde se întâmplă lucrurile și de unde trebuie să-și culeagă informația pentru ziua alegerilor. La toate întâlnirile pe care le-am avut cu cetățenii din Ploiești, s-au ridicat câteva probleme deosebite. O primă problemă, tot marea majoritate a cetățenilor ne-au întrebat de ce în primul mandat 2008-2012 Andrei Volosevici, primarul Ploieștiului, a făcut foarte multe lucruri bune în Ploiești și de ce în mandatul 2020-2024 nu s-au întâmplat aceleași lucruri deosebite în municipiul Ploiești. În momentul când argumentat le spui oamenilor ce s-a întâmplat în Consiliul Local, că Consiliul Local din mandatul 2020-2024 a fost condus majoritatea ședințelor de Roberta Anastase prin telefon. Și știți că o să trebuiască din nou, ceea ce am mai discutat. Deci am dovada, dacă vreți pe telefon, vă dau și dovada că întotdeauna spunea următorul lucru la ședințele pregătitoare. Acest proiect nu putem să-l votăm pentru că mai bine să-l înjure pe primar, pe Andrei Bolosici, să-l înjure cetățenii decât să îi votăm lui proiectele deosebite ale Ploieștiului. Erați încă în echipa aceea, eram în echipa când se întâmplau lucrurile de care vorbiți. Deci au fost câteva lucruri deosebite care m-au determinat să și plec de acolo. Deci la fundamentarea bugetului pe 2024, Andrei cu echipa lui de la Economic împreună cu noi din Comisia de Buget am trecut la reparații străzi și vă dau cifra exactă, 17 milioane în timpul ședinței de Consiliu când trebuia să aprobe bugetul. Ce credeți? Echipa lor de la PNL au luat 12 milioane să dea la salarii la RASP și la TCE și a lăsat la reparații străzi, tot ca să nu poată realiza Andrei ce își propusese, decât 5 milioane.
dovada mai mare ca asta, ce și vrei? Și nu era nevoie în partea cealaltă, având în vedere că poate rămâne. Nu era nevoie, că în buget erau trecut banii necesari pentru toate salariile până într-o anumită perioadă. Deci nu era nevoie, dar având în vedere că echipa PNL-ului conducea regia și știți foarte bine cine e director acolo, nu vreau să dau eu nume în seara asta, cine e director acolo este omul de casa al Robertei care... Bun, aș vrea să continuăm discuția aceasta, domnule Sârbu, despre ceea ce vom face fiind o emisiune de promovare electorală, să nu ne mai întoarcem în trecut, să nu mai lansăm neapărat acuzații, ci să ne raportăm efectiv la lucrurile pe care, iată, trebuie să le cunoască ploieștenii, poate... Chiar dacă deci, au mai fost spuse. Lucruri deosebite s-au întâmplat și în perioada 2020-2024. Ați văzut dumneavoastră că nu s-au mărit taxele și impozitele la Ploiești în niciun an, decât cele conform legii în urma inflației. Dar restul au rămas la loc. Inflație, exact, da. Indexate. Restul au rămas. În același timp, și în perioada trecută, cei 4 ani, și în perioada care urmează, Andrei, cu echipa lui și cu noi, consilierii, vrem să acordăm subvenție atât la termie, cât și la transport. Sunt două lucruri care ține neapărat primarul Ploieștiului să acorde oamenilor în continuare subvenția necesară pentru termie. Și nu e puțin, e vreo 180 de milioane într-o sezon rece pe an. Ca să nu mai vorbim și de cei 80 și ceva sau 90 de milioane la subvenția la transportul local, pentru toate categoriile sociale care se încadrează. În același timp, vreau să vă spun că astăzi a avut loc o ședință a Consiliului Local în care toate cele 11 clădiri, toate de la Spitalul Municipal, vor fi intrat pe programul Cantacuzino și vor fi reabilitate. Deci e o realizare tot a primarului, degeaba pun unică. Deci primarul este omul care face și tace. Deci el, alții dau din clanță și vorbesc aiurea și promit că de-a doua zi se apucă de treabă. Știți cum e? E dreptul lor să facă promisiuni, corect, să spună lucruri, pentru că la final ploieștenii și electoratul, domnule Paul Palaș, domnule Gheorghe Sârbu, vor vedea exact. Apropo de toate chestiile acestea, suntem cu toții conștienți că municipiul Ploiești și județul, facem așa o paralelă, vorbim despre o ultimă emisiune electorală în care prezentăm anumite aspecte pe care urmează să le faceți în mandatul următor, Ploieștiul are nevoie încă de multe alte lucruri și în platforma programă pe care ați tot promovat-o, atât în cazul municipiului de către Andrei Volosevici sau la județ de către Virgiliu Neanu, unde se regăsesc și anumite proiecte comune, pentru că ne-au arătat poate anumite perioade că trebuie cumva să existe o colaborare. Despre asta este vorba. O echipă, o colaborare. Spuneați dumneavoastră chiar într-o ediție, domne, cred că n-ar fi o problemă dacă un proiect vine din partea altui coleg, dintr-o altă formațiune politică, într-un consiliu local sau județean deja înființat, dacă există deschidere către oameni, către ploieșteni și prahoveni. Așa este. Domnule Cristi Georgescu, permiteți-mi însă doar câteva secunde să punctez un lucru care este absolut necesar pentru că pentru a discuta unde vrem să ajungem, aș vrea să definim foarte bine de unde am plecat. Bun. Foarte mulți oameni din discuțiile pe care le-am avut în teritoriu îl înjură pe primarul în funcție pentru faptul că a rămas fără apă caldă în 2022 și am avut o situație îngrijorătoare la salubritate de-a lungul întregului mandat. Oamenii însă nu au fost informați din nefericire de un lucru esențial. Acest lucru s-a întâmplat deoarece, sau mai bine zis, din cauza faptului că sistemul de producere a agentului termic în 2022, cât și coordonarea firmelor de salubritate în toată această perioadă erau făcute, erau la îndemâna Consiliului Județean. Mai concret, în august, în perioada august 2022, octombrie 2022, când Ploieștiul n-a avut apă caldă, CET Braz era în proprietatea Consiliului Județean. Acesta este motivul pentru care noi nu am avut apă caldă în acel moment. Chiar și când s-a înființat Termoploiești, încă nu era... Termoploiești a preluat în administrare acest CET în octombrie 2022 și din acel moment Ploieștiul a beneficiat de servicii de apă, de termie, la standarde normale. Dar criza, atunci când a existat, CET-ul era în administrarea Consiliului Județean. Și dintr-o pornire inexplicabilă care trece dincolo de puterea de a înțelege, toată această vină a fost aruncată în spatele primarului, pentru că oamenii pentru orice dau vina pe primar.
Așa se întâmplă peste da, tot. Și a fost promovată foarte inteligent, și domnul Sârbu a încercat să puncteze acest lucru, de către cei de la PNL, încercând să sugereze că vina aparține primarului. N-a aparținut primarului, așa cum am demonstrat puțin mai devreme, ci a aparținut Consiliului Județean. Iar problema cealaltă legată de salubritate, care la fel a produs foarte multă nemulțumire la nivelul societății, a fost cauzată de proasta performanță a firmei de salubritate, Rosal, care strânge cu gunoiul menajer, care este gestionat de ADI Deșeuri, aflat în subordinea Consiliului Județean. Deci ambele mari nemulțumiri în acest mandat au fost declanșate și gestionate de Consiliul Județean, iar oamenii nu știu acest lucru și este bine să punctăm aceste detalii. Acum, haideți să vedem ce vrem să facem în perioada următoare. Și foarte important, vă rog, domnul, vreau să punctez un lucru foarte important pe care colegul meu l-a și atins. Având în vedere aceste neconcordanțe între Consiliul Local și Consiliul Județean, vreau să vă spun și să rog ploieștenii, când vin, se duc la vot duminică, să analizeze foarte, foarte bine pe cine pune ștampila. Dacă nu aleg o echipă să colaboreze, adică eu văd o echipă într-adevăr deosebită, primar Andrei Volosevici, vicepreședintele Consiliului Județean Virgil Nanu, pentru că ei amândoi pot colabora și pot pune în practică foarte multe proiecte de dezvoltare, atât pentru Ploiești, cât și pentru județul Prahova. Pentru că în momentul când colaborează, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Păi dumneavoastră, acum vreau să punctez și să vă spun, deci Ploieștiul a primit de la Consiliul Județean anul trecut mai puțin decât a primit o comună cu 2000 de locuitori și noi avem 180.000 de locuitori în Ploiești. Aproximativ 180.000, mai puțin 100.000 de lei. Păi când Consiliul Județean îți dă la rectificare 100.000 de lei și la Păulești dă 150, îți pui întrebarea. Bă, dar ce se întâmplă? Cum vrea să ne dezvoltăm? De aceea eu rog pe toți care să meargă la vot duminică, pentru că votul reprezintă în primul rând democrație, și să analizeze foarte, foarte bine când pun ștampila pentru cei doi care vor să conducă județul și municipiul Ploiești. Mulțumesc. Domnule Sărbu, dumneavoastră, și imediat vă dau cuvântul domnule Pala, și a spus un lucru. Domnule, trebuie să mergem mai departe cu echipa formată din Andrei Volosevici și Virgil Nanu. Clar, asta ar fi spus dacă erau aici prezenți și contracandidații partidului. Dar domnul Palaș a spus foarte clar, domnule, hai să vedem ce vrem să facem, pentru că asta trebuie să înțeleagă oamenii. Bun, aleg X echipă și acum eu trebuie să aflu ca ploieștean ce mi se oferă, ce soluții pentru ca eu să mă încred că în următoarea perioadă municipiul și județul vor prospera cumva într-o coordonare comună, să spunem așa. În această campanie electorală noi am venit și am promovat platformele noastre și programele noastre, ce dorim să facem în perioada următoare, și am demonstrat prin programele pe care le-am prezentat că avem o interconectare între acele programe, între programele noastre, adică între programul candidatului nostru pentru funcția de primar, domnul Andrei Volosevici, și programul candidatului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, domnul Virgil Nanu. Și prezint câteva puncte care demonstrează această complementaritate a programelor pe care le prezintă cei doi candidați. Este vorba despre terminalele multimodale care sunt proiectate și gândite a fi realizate la Consiliul, lângă Spitalul Județean și în partea cealaltă la capătul liniei de troleibuze lângă Coca-Cola. La ieșirile din Ploiești. Ideea este că acele terminale se adresează în special oamenilor care vin din județ și în mod normal acolo ar trebui să vină Consiliul Județean cu investiția financiară, noi punem la dispoziție terenul și împreună să realizăm acele terminale multimodale care să poată permite o ușoară intrare în oraș și la fel o ușoară ieșire din oraș. Și cumva și către zonele intens circulate, dacă ne referim la zona parcului industrial înspre compania de care ați amintit-o, pentru că avem foarte mulți muncitori care merg către zona respectivă, lucrători și așa mai departe. În completare la ceea ce spuneți dumneavoastră, dacă dorim să discutăm despre ieșirea către Parcul Vest, descoperim dintr-o dată că se produce un efect de pâlnie chiar la podul înalt. Și acolo avem proiect pe care îl vom realiza în perioada următoare prin lărgirea la 4 benzi
acelui acces, astfel încât să eliminăm acel efect de pâlnie la ieșirea noastră către Strejnicu. De asemenea, avem un proiect în comun cu Consiliul Județean, ieșirea din Ploiești către Bucov. Ați văzut în ultima perioadă ce ambuteiaje au loc în zona respectivă, pentru că se intersectează un flux puternic la un anumit moment în zi dinspre oraș, spre ieșirea din oraș, și circulația de pe drumul, de pe șoseaua de centură. Iar acolo este absolut necesar un sens giratoriu suspendat de genul celui pe care îl avem noi la ieșirea către Păulești. Care funcționează destul de bine dacă referire la câte evenimente negative în primul rând se petreceau acolo, accidente, dar și fluidizarea de care beneficiază zona respectivă. Și acest proiect se regăsește în ambele oferte electorale, atât ale președintelui Consiliului Județean, cât și al primarului Andrei Volosevici. De asemenea, dorim la ieșirea din Ploiești către Streșnicu, de la sensul giratoriu pe care îl avem construit în fața intrării în Parcul Municipal Vest, până la următorul sens giratoriu care se află la intersecția cu linia cu șoseaua de centură, extindere pe 4 benzi, iar acolo, pentru a elimina acel ambuteiaj care se produce, să facem un pasaj suprateran, astfel încât să putem să asigurăm ușoara ieșire din oraș către București a oamenilor care doresc să meargă. Alt punct nevralgic, dacă mă întrebați, pentru că, într-adevăr, acolo, fiind circulație din toate sensurile, este extrem de greu uneori să ieși și se formează cozi aproape până pe podul acela care supra-traversează calea ferată. Exact. Ar vrea să-l completez puțin pe colegul meu și vrem să terminăm infrastructura în apă și canalizare în tot Ploieștiul, deci în tot Ploieștiul, atât în cartierul Mitic Apostol, cât și în cartierul Teleajen, în cartierul Vega. Ați atins alte subiecte destul de interesante și cu siguranță apăsătoare pentru cei care urmăresc, mai ales pentru cei care locuiesc acolo. Pentru că țin de o normalizare, scuzați-mă, țin de o normalizare a vieții, vă rog. Deci primarul și-a propus ca la sfârșitul anului, mandatului care urmează, să infrastructura în apă și canalizare să fie finalizată în totalitate. Vorbea colegul meu aici de terminalul modal care trebuia făcut la nord. Și au început băieții să facă fel de fel, că s-a pierdut pe vremea lui Volosevici fonduri europene de nu știu câți bani. Acel terminal de la nord costa 97 de milioane. La momentul respectiv, când a mai fost adus în discuție. Da, 97. Dar au uitat să spună ceva, cei care tot trâmbițează așa. Au uitat să spună că cu cofinanțarea noastră de la primărie e de 46 de milioane. Păi cu 46 de milioane, scuzați-mă, putem face 3 grădinițe și vreo 2 creșe în Ploiești. Adică nu era fezabil la acel moment și ați regândit varianta aceasta. Și am zis, da, dumne, pe el deservește mai mult județul, care intră și ies în afara județului și intră în Ploiești. Dom'le, în condițiile astea, e normal, cum spunea colegul meu, Paul Palaș, dom'le, noi venim și punem la dispoziție terenul și Consiliul Județean vin și finanțează acest terminal. Pentru că deservește întregului județ și comunelor limitrofe din zona metropolitană și așa mai departe, mă rog, întregul județ. Așa zisă zona. De aceea spuneam și revin. Trebuie neapărat să fie o colaborare foarte strânsă între primarul Ploieștiului și președintele Consiliului Județean, între Consiliul Local Ploiești și Consiliul Județean. De aceea eu cred că cei mai importanți oameni și cei care știu într-adevăr administrația la ora actuală, din toți cei care s-au înscris în competiția asta, se numesc Andrei Volosevici și Virgil Nanu. Deci, doar și poate ei colaborează foarte bine, având în vedere că și guvernul e de partea celor de pe stânga, adică Ciolacu face parte, deci Nanu și... E o alianță la nivel național, o alianță, dar cumva să și ei fac parte din alianță de aici. Da. Domnule Paul Palaș, vă știu foarte chipzuit în declarații și dumneavoastră le-ați făcut doar atunci când ați fost foarte sigur de acest lucru. Oamenii se uită și văd toate aceste platforme electorale în cadrul tuturor contracandidaților, candidaților în general, pentru această cursă, fie la municipiu, fie la județ. Întrebarea este... Înainte de toate, atunci când punem niște puncte într-o platformă electorală, bănuiesc că ele sunt gândite puțin ca posibilitate, ca soluții de finanțare și așa mai departe. Că aș vrea cumva, la final de emisiune, mai avem oricum 10 minute, dar cumva oamenii să rămână cu ideea asta. Dom'le, nu-s doar promisiuni, nu-s doar informații și puncte aruncate pe un flyer sau pe platformă program, așa de dragul de a ne încânta pe noi.
oamenii nu toți știu administrație, nu toți înțeleg de unde se obțin surse de finanțare și aș vrea să le explicăm un pic această situație aici. Da, cum să nu, cu mare plăcere. Înainte însă de a explica acest lucru pentru a ajunge la subiectul dumneavoastră, voiam să vă mai vorbesc și despre necesitatea modernizării sistemului de producție, transport și distribuție a energiei termice. Și fac imediat legătura cu ceea ce ați spus dumneavoastră. Noi avem în momentul de față un sistem de producție, transport și distribuție a energiei termice care consumă foarte mult, are un randament foarte mic. De ce? El a fost construit, gândit și construit în anii 60, din câte am înțeles, dat definitiv în funcțiune prin 73. Din acest motiv, randamentele acelor cazane sunt foarte, foarte, foarte mici. De asemenea, pierderile sunt mari din nefericire. Acest lucru ce generează costuri foarte mari de producție. Iar noi, pentru că avem un preț de facturare către populație cel mai mic din țară, lucru real, înseamnă că avem comunitatea care vine să acopere diferența dintre prețul de facturare până la prețul de producție, care este o diferență foarte mare. Ce vrem să facem? Vrem să eliminăm să reducem costurile, de așa fel încât diferențele pe care să le suportăm noi pentru subvenție să fie mult mai mici. Într-o discuție pe care am avut-o cu directorul general al firmei Termoploiești, am discutat despre posibilitatea acestei optimizări de costuri. Și prin optimizare de costuri vom ajunge la eliberarea unor sume de bani pe care acum le plătim pentru subvenție, sume de bani pe care le putem folosi pentru cofinanțare, pasaj de trecere către Bucov, cofinanțare, lărgire la 4 benzi a drumului către ieșire către Strejnicu, cofinanțare, lărgire 4 benzi, ieșire drum către DN72, către DN72, construire de școli. Toate lucrurile acestea pe care vrem să le facem și avem nevoie de cofinanțare pentru ele, putem să, de ce nu, asigurarea unor sume suficiente de bani pentru sport, pentru tineri, pentru cei care vor să petreacă într-un mod plăcut timpul, fiindcă și acolo se simte nevoia de mai mulți bani. Deci toate aceste sume de bani care pot fi eliberate din zona respectivă pot fi folosite în zona cealaltă și lucrurile sunt extrem de posibile. Iar domnul Becheanu, care este un om extrem de responsabil și în discuție a venit cu argumente tehnice foarte, foarte solide, ne-a demonstrat practic în faptul că el poate să scadă costurile de producție care acum sunt undeva la 650 de lei pe gigacalorie, poate să le ducă undeva la un 300 de lei, adică să scadă aproape la jumătate costul de producție, ceea ce pentru noi comunitatea ar însemna o eliberare foarte bună de cash pe care o direcționăm dintr-o zonă de subvenție să o ducem într-o altă zonă de care societatea are nevoie. Și dacă ne referim la acest braț, clar, infrastructura este una extrem de învechită pe care funcționăm la acest moment. Vorbim despre, eu știu, accesarea unor fonduri aici. Acolo deja avem depusă finanțare, depusă cerere și proiect aprobat pentru 47 de milioane de euro. Pentru modernizare, sistem de producție și transport. Și din discuțiile pe care am avut cu domnul Becheanu, mai sunt sume disponibile pentru care mai poate să mai aplice la fel pentru producție și să schimbe cazane, să schimbe, să modernizeze tot acolo. Pentru că sunt lucruri, noi plătim foarte mult, mi-a dat un exemplu, plătim sume colosale pentru CO2, pentru că legea ne obligă, da. Pentru simplu motiv că avem cazane ce produc la putere foarte mare și legislația ne obligă la puterea respectivă să plătim taxe pentru CO2. Dacă noi reușim să facem, să creăm mai multe puncte de producție în zona respectivă, iar volumul sau puterea cazanelor să fie mai mică, eliminăm acele costuri pe care le avem cu plata taxelor pentru CO2. La fel, bani, sunt și prietenoase cu mediul, ca să zic bani, așa. Bani care la fel vor însemna optimizări de costuri. Bani pe care îi putem să-i folosim în altă parte. V-am dat doar un exemplu din multele altele pe care le avem la dispoziție și timpul alocat emisiunii nu ne permite, ca să vă demonstrăm faptul că o bună gestionare a banului public poate să facă posibilă direcționarea acelor sume de bani către alte proiecte de care comunitatea are nevoie. Concluzie, suntem în fața unei mari provocări acum. Ploieștiul are posibilitatea în următorii 4 ani de zile să cunoască o schimbare totală la față. Un lucru foarte important pe care și-l propune actuala conducere a primăriei, dacă dă Dumnezeu să câștigăm, este faptul să finalizăm stația de epurare. Ploieștiul nu are o stație de epurare
Deci a început construcția noii stații de epurare. Și avem proceduri de infringement care ne arată lucrul acesta arată. La păi prezent. Dar nu funcționează ce avem acum, iar construcția noii stații de epurare a început undeva la sfârșitul anului 2008, s-a lucrat până în 2012. În 2012 s-au sistat lucrările de Temian, firma care a câștigat licitația, și din momentul ăla nu s-a mai întâmplat nimic. Actualmente, în fiecare lună, Apele Române amendează regia cu sume foarte mari, și cu 1.700.000, 2 milioane și așa mai departe. Dar pentru că avem o stație, nu o putem folosi și funcționăm pe una care e depășită total. De mult da. Timp. Da. Primarul Ploieștiului împreună cu echipa lui au semnat un contract de prelungire cu Apa Nova pe 10 ani de zile, pentru că contractul cu Apa Nova se lua sfârșit la anul în mai, în 2025, prin care se fac investiții, și le-am dat 10 ani de zile, să investească cam 40 de milioane de euro în următorii ani. 17 milioane în infrastructură de apă și canalizare și vreo 23 de milioane să finalizeze lucrările la stația de epurare, și în condițiile astea, așa cum spunea și colegul meu, o face din nou o economie. Pentru că cetățenii Ploieștiului trebuie să cunoască că o gigacalorie costă 700 de lei, adică 7 milioane vechi, dintre care ei, cetățenii, nu plătesc decât 200 de lei, 220 de lei, cu TVA cu tot, iar 500 de lei, 5 milioane, este subvenția pentru fiecare gigacalorie. Și faceți dumneavoastră socoteala, într-un sezon rece se consumă cam 350.000 de gigacalorii. Dacă mulciți cu 500 de lei, o să ajungeți la fabuloasa sumă de 180 de milioane de lei. O sumă uriașă pentru... Uriașă pentru Ploiești și pentru subvenție. Dar în momentul când se fac modernizările de care vorbea colegul meu, atât în infrastructură, că vom sparge probabil, vom schimba toate conductele care au pierderi foarte mari, vom îmbunătăți și motoarele și tot acolo, deci această pierdere se reduce și costul va ajunge undeva la 300 și ceva, cum spunea colegul meu, și atunci banii ei putem dirija către investiții. Și apropo de acești bani, o să mă uit către dumneavoastră, domnule Paul Palaș, dacă vreți să interveniți, domnule Gheorghe Sârbu, cu mare drag. Într-adevăr, subvenționarea gigacalorie este un lucru extrem de important, pentru că sunt foarte mulți pensionari care locuiesc la bloc și care nu și-ar permite să fie împovărați pe lângă veniturile foarte mici cu altele provenite din acest domeniu. Totuși, deontologia mă obligă să vă întreb, există poate în platforma program sau pe viitor proiecte care să ajute și ceilalți locatari ai blocurilor care nu se încălzesc în sistemul centralizat sau care stau la case și care s-ar bucura poate de o subvenție pe aici, pe acolo, în sensul acesta? Chiar ieri am făcut publică un demers, un demers către Guvernul României, prin care urmează să se ofere această subvenție și celor care se încălzesc cu gaz. Deci poate să fie și de forma aceasta... Dar acest demers trebuie reglementat de către guvern. Dacă corect, permiteți. Dar măcar ați inițiat, iertați-mă, o legislație să înțeleagă oamenii exact, în acest sens. Exact, adică exact. Și la ei vă gândiți în categoric, felul categoric, categoric. Deci, și am demonstrat lucrul acesta. Se va depune un proiect de hotărâre să nu mai se subvenționăm energia termică. Dorim să subvenționăm gazul. Și în momentul când subvenționezi gazul, poți... Da, și celor care locuiesc la case. Și pentru cei, că tot gaz se folosește și în... Și da, și poți să dai și celor de care locuiesc la casă și celor care locuiesc la bloc. Chiar ieri, senatoara Laura Moagher a depus, probabil, din câte informații am, a depus la Parlament acest proiect de hotărâre prin care să fie subvenționat gazul și să nu fie subvenționat energia termică. Adică să beneficieze toți plătitorii de taxe și impozite de această subvenție. Ar fi un lucru extraordinar, clar, n-ar trebui să mai zic eu, dumneavoastră, oricine, oamenii de acasă ar cântări dacă acest proiect ar fi unul fezabil și realizabil. Doar un minut mai avem la dispoziție și vi-l acord dumneavoastră, atât domnului Palaș cât și domnului Gheorghe Sârbu, pentru un mesaj către cetățeni, pentru că practic de fapt mâine dimineață la ora 7 pentru online și pentru televiziuni campania electorală se oprește. Da, campania electorală aproape că s-a terminat și mesajul nostru către cetățeni este de a analiza cu atenție oferta electorală a fiecărui partid, de a cântări ce poate, ce știe
și mai ales ce posibilități are fiecare candidat în parte și să realizeze faptul că echipa pe care noi o prezentăm astăzi, echipa PSD, echipa de consilier local PSD, echipa de consilier județean PSD, candidatul... Ai luat tot timpul, nu-mi lua și mie. Candidatul pentru funcția de primar, Andrei Volosevici, candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, pot împreună să schimbe în următorii 4 ani de zile fața municipiului Ploiești și fața județului Prahova. Domnul Gheorghe Sârbu, nu vă las așa să plecați supărat. Repede și dumneavoastră un mesaj cetățenilor. Eu rog ploieștenii să voteze Andrei Volosivici la primarul Ploieștiului și Virgil Nanu la președintele Consiliului Județean. Să le dea și echipa de consilieri. Și mult noroc și să venim peste 4 ani în fața dumneavoastră să spunem că am realizat tot ce v-am promis astăzi. Avem nevoie oricare am fi, de orice culoare, de orice dorință și așa mai departe, de sănătate în primul rând. Asta vă doresc, multă sănătate și să ne vedem cu bine după această perioadă în funcție de ce se va întâmpla și noi le vom spune oamenilor ce ne-au spus candidații că au de gând să facă pentru municipiul județ și ce se poate efectiv. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Noi vă mulțumim pentru invitație, să ne auzim cu bine. Mulțumesc foarte mult, doamnelor, domnilor, Republica azi, ediția electorală a luat sfârșit. Vă reamintesc, începând cu ora 20, o ediție specială, o dezbatere electorală a jurnaliștilor RNTV la a patra putere, moderată de Marius Visarion. Vă doresc multă sănătate, rămâneți cu bine, la revedere!